Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt Iorgu Ianuși, iar astăzi citim Regatul de gheață, sărbătorii cu Olaf. Olaf se ivi brusc din tortul Kranzcake, inelele dulci zburând care încotro. Surpriză, strigă el. Olaf nu încă, spuse Anna. Petrecerea surpriză începe abia după ce sună clopotul din regat, adăugă Elsa zâmbind. Erau primele sărbători de iarnă după foarte mult timp pe care cele două surori aveau să le petreacă împreună cu apropiații lor. Curtea castelului din Arendel era plină de oameni în straie de sărbătoare. Toată lumea aștepta nerăbdătoare să audă clopotul adus de Kristoff și Sven. Ding, dong, ding, dong, bătăile clopotului fură primite cu urale. Apoi oamenii începură să se îndrepte spre casele lor. Stați, spuse Anna, de ce plecați? Păi clopotul a sunat, așa că trebuie să mă duc acasă pentru a lua parte la tradiția familiei mele, aceea de a rula clătite, răspunde o femeie. Elsa invită pe domnul și pe doamna Olsen. Mulțumim, dar eu și Olga mergem acasă să împletim șosete pentru nepoții noștri. Bătrânul Roy zâmbi. Nu am vrea să luăm parte nepoftiți la tradițiile familiei voastre. Fetele erau triste pentru că sătenii plecaseră, așa că Olaf și Kristoff se străduiră să le înveselească. Kristoff le cântă balada din Flemingrad, o veche tradiție de iarnă din familia sa de troli. Apoi Kristoff le dezvălui un alt obicei. Flemi, trolul ciupercă! Acum linge-l pe frunte și pune-ți o dorință, adăugă Kristoff. Iar Anna și el s-a pufniră în râs. Olaf le urmă pe fete în sala de bal. De-abia aștepta să vadă care e tradiția de sărbători a celor două surori. Avem vreo tradiție, Elsa, îți amintești? Întrebă Anna. După ce se închideau porțile, nu rămâneam niciodată împreună, îi răspunse Elsa. Îmi pare rău, Anna, este vina mea că nu avem nicio tradiție. Olaf fugi în grajd. Sven, Anna și Elsa n-au o tradiție de sărbători. Hai să mergem și să găsim cea mai frumoasă tradiție pentru ele și să o aducem la castel, îi propuse el entuziasmat renului. Olaf îl înhămă pe Sven la sania lui Kristoff și porniră împreună la drum. Olaf ciocăni la ușa primei case întâlnite în cale. Ce tradiție de sărbători aveți? Îl întrebă omulețul de zăpadă pe băiatul care le deschisese și pe mama lui. Pregătim împreună acadele. Băiatul îi oferi lui Olaf o acadea. Omul de zăpadă scoase nasul de morcov și puse bastonașul acadea în locul lui. Ah, ce de zahăr! Se minună el. Olaf și Sven se opriră din casă în casă pentru a afla mai multe despre diferitele obiceiuri de iarnă. Încărcară toate darurile tradiționale în sania lui Sven pentru a le duce Anei și Elsei. La ultimul popas, Olaf găsi întreaga familie Wacken sărbătorind în saună. Omulețul de zăpadă se gândi că e o tradiție grozavă, așa că adăugă o saună mobilă la grămada de daruri. Din păcate, cărbunii încinși din saună aprinseră sania și toate darurile luară foc. Sania alunecă într-o prăpastie, iar Sven și Olaf se treziră pe două coline opuse, cu toate darurile tradiționale distruse. Olaf nu-și pierdu speranța, pentru că îi mai rămăsese o prăjitură tradițională cu fructe pe care să le ofere Anei și Elsei, dar Sven era îngrijorat. Auzise lupi urlând în pădurea întunecată. La castel, Anna o găsi pe Elsa în pod, cotrobăind printre lucrurile dintr-un cufăr vechi. Scotea din el tot felul de amintiri din copilărie. Tu ce ai în cufărul tău? Întrebă Anna. O mulțime de mănuși, spuse Elsa. Dar tot scotocind prin cufăr, auziră un clinchet de clopoțel. Elsa scoase o cutiuță mică și o în mână Anei. Când o deschise, Anna nu-și putu crede ochilor. Deodată, cele două surori auziră tărăboi afară. Alergară către grajduri, unde Sven încerca să-i spună ceva lui Kristoff. Olaf s-a rătăcit în pădure, spuse Anna, și este urmărit de o haită de lupi înfometați, adăugă Elsa. Fetele își dădură seama că trebuie să pornească imediat în căutarea lui.
Ana și Elsa se îndreptară spre pădure, strigându-l pe omulețul de zăpadă. Christoph, Sven și un grup de săteni erau alături de ele. Tocmai când se gândeau că nu o să-l găsească niciodată, fetele zăriră un morcov ieșind dintr-un morman de zăpadă. Olaf! Olaf le explică cum pierduse toate tradițiile pe care le adunase pentru ele, chiar și prăjitura cu fructe i-o înhățase o pasăre. Îmi pare rău că nu aveți nicio tradiție încă, se întristă omulețul de zăpadă. Olaf, avem, privește, îl îndemnă Ana. Deschise cutia misterioasă și îi arătă lui Olaf ce era înăuntru. Cutia era plină cu desenele din copilărie ale Anei, care îl înfățișau pe Olaf. Tu ai fost primul care ne-a adus împreună, spuse Ana, și ne-ai ținut aproape chiar dacă ne aflam departe una de alta. În toți acei ani de singurătate, tu ne-ai amintit de copilăria noastră, în cuviință Elsa, și cât de mult ne iubim una pe cealaltă, spuse Ana. Tu, Olaf, ești tradiția noastră de Crăciun, spuse Ana. Surpriză! Felinare scripitoare apărură în pădurea întunecată. Toată lumea răsuflă ușurată văzându-l pe Olaf în siguranță. Apoi Elsa a avut o idee grozavă. Pentru că erau primele sărbători de iarnă petrecute împreună de cele două surori după atâta vreme, trebuiau să fie cu totul speciale. Cu puțin ajutor din partea sătenilor, ținură petrecerea chiar acolo, în pădure. Ana și Elsa își regăsiseră tradiția de Crăciun, iar o nouă tradiție se născu chiar acolo pentru Arendel și toate acestea mulțumită lui Olaf. La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.